seara, bun găsit la jurnal. Criza de procurori care au de rezolvat aproape 1000 de dosare în fiecare an este principala problemă cu care se confruntă parchetele din România. Angajările în sistem sunt blocate după ce Curtea Constituțională a declarat ca neconstituțională validarea membrilor CSM. Declarațiile aparțin procurorului general al României, Laura Codruța Căveși, care a participat astăzi la Cluj la bilanțul parchetului de pe lângă Curtea de Apel. Potrivit Procurorului General al României, anul trecut cei aproximativ 2000 de procurori ai Ministerului Public au avut de soluționat peste 1,5 milioane de dosare. Aceasta în condițiile în care la multe parchete lucrează doar unul sau doi magistrați. Sunt în continuare foarte multe posturi vacante, în special la parchetele locale unde volumul de activitate este foarte mare. 80% din activitatea Ministerului Public se regăsește la unitățile de parchet locale, sunt 181 de unități de parchete locale, iar acolo schemele de personal sunt ocupate în proporție de 50 sau doar 60%. Pentru ocuparea posturilor vacante, Consiliul Superior al Magistraturii a organizat mai multe concursuri, dar cei care le-au câștigat nu pot fi angajați efectiv, deoarece validarea noului CSM a fost declarată neconstituțională, iar până la rezolvarea problemei, posturile sunt blocate. Deocamdată nu pot fi angajați efectiv pentru că nu s-a făcut validarea acestor concursuri. Validarea se face prin plenul Consiliului Superior al Magistraturii, transferurile, detașările nu se pot face decât prin cele două secții și din acest moment totul este blocat. Problema prelungirii validării sau invalidării membrilor Consiliului Superior al Magistraturii blochează în acest moment tot ceea ce înseamnă politica de resurse umane în magistratură. La parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj au fost înregistrate anul trecut peste 112.000 de dosare, o creștere cu 10% față de 2009. După numeroase discuții și amendamente din partea reprezentanților opoziției, bugetul Consiliului Județean Cluj a fost aprobat în unanimitate în ședința de astăzi. Pe lângă marile proiecte de investiție, stadionul și pista de aterizare a aeroportului, care vor fi finanțate în continuare în urma negocierilor, au primit bani mai mulți sportul și cultura. Mă bucur că astăzi a fost votat în unanimitate. El practic cuprinde toate investițiile pe care județul le are și aici mă refer la marile investiții care vizează aeroportul, stadionul, drumurile județene. Cele mai multe amendamente la proiectul de buget al județului au venit din partea reprezentanților PSD, care au cerut suplimentarea sumelor destinate activităților sportive de la 800.000 de lei la 1.000.000 de lei, dar și a sumelor dedicate culturii. Pe de altă parte, un proiect la care noi ținem foarte mult, pe care l-am făcut la jumătatea anului și nu era o finanțare atunci, este vorba de introducerea apei și respectiv canalizare la școlile care nu au autorizații de funcționare în mediul rural. Am reușit să deschidem această finanțare. Sigur, nu se vor putea toate realiza anul ăsta, dar este un pas. Banii sunt destul de puțini, în părerea mea. Deci, după părerea mea, sunt destul de puțini. Până la urmă, că veniturile sunt cum sunt, să sperăm că pe viitor vor putea fi alocați mai mulți bani pentru obiectivele județului Cluj. Pentru 2011, Consiliul Județean Cluj are un buget de 143 de milioane de euro, adică 614 milioane de lei. Cele mai mari sume sunt trecute în dreptul construcției noului stadion, 96 de milioane, și pentru demararea lucrărilor la noua pistă de aterizare decolare a aeroportului internațional Cluj-Napoca. Comasarea spitalelor creează reacții și în Consiliul Județean. În ședința de astăzi, consilierii PSD au cerut președintelui Consiliului Județean, Alin Tișe, să transmită reprezentanților Ministerului Sănătății că trebuie să țină cont și de părerea lor cu privire la soarta celor două spitale care ar trebui comasate. Ambele unități, Spitalul TBC și cel de infecțioase, sunt din vara anului trecut în administrația Consiliului Județean. Posibila comasarea spitalului de boli infecțioase cu spitalul TBC Leon Danielo a pus pe jar consilierii județeni. Comasarea celor două spitale ale Consiliului Județean, pe care noi le-am preluat în această vară și care, pe de-o parte, mi se pare ne la locul lui din partea Ministerului să vină cu propuneri fără să ne ceară punctul de vedere după ce am preluat aceste spitale, pe de-o parte. Pe de altă parte, mi se pare absurd în condițiile în care sunt două spitale și importante și mari. Unul are 500 de oameni, celălalt peste 350. Eu am susținut acest demers de a comunica Ministerului poziția județului, care este noul proprietar al acestor spitale, iar în cazul în care Ministerul va veni cu un studiu concret, putem reanaliza. Până atunci, evident, poziția noastră este aceea de a solicita să nu se realizeze comasarea până la o dată ulterioară. Prezent vineri la Târgu Mureș, Ministrul Sănătății Cechi Otil a declarat că va analiza situația fiecărui județ și fiecărui spital în parte aflat pe lista de comasare sau de reprofilare. Clujenii ar putea zbura direct spre Bruxelles cu condiția ca această opțiune să fie cea mai votată în cadrul unui sondaj realizat de aeroportul Bruxelles-Sud Charleroi din capitala Belgiei. Aeroportul Charleroi este un partener al companiei aeriene low-cost Wizz Air, care deține o bază aeriană la Cluj și operează zboruri spre mai mult de 10 destinații.
Sondajul operat de aeroportul din capitala Belgiei pe site-ul oficial include mai multe variante de răspuns la întrebarea de ce rute ați fi interesat. Nantes, Franța, Lisabona, Portugalia, Bezier, Franța, Resău, Polonia, Berlin, Germania, Almeria, Spania și o stațiune croată de pe litoral. În urmă cu o oră, Cluj-Napoca era pe locul întâi în clasament cu 1713 voturi față de cele 1177 de voturi acordate destinației croate aflate pe poziția secundă. 10 de copii au vizitat astăzi dispeceratul 112 din Cluj-Napoca, care a fost deschis pentru toți doritorii. Micuții au putut vedea unde sunt preluate apelurile de urgență, dar au și putut învăța cum și când să folosească acest număr. Totul cu ocazia Zilei Europene a numărului de urgență 112. Copiii au dovedit că știu multe despre cum să intervină în situațiile de urgență. Grav rănit, atunci a spornit sirena să audă lumea pentru că nu vă opriți la stop. Exact. Cu această ocazie, la nivelul tuturor dispeceratelor de preluare a apelurilor din România, se desfășoară vizitele a elevilor, ziua porților deschise, în care li se explică modul în care funcționează, când trebuie să sune, când nu trebuie să sune, la 112, când se împart materiale de solicitare. Am văzut multe și că nu trebuie să sunăm pentru nimicuri. Că la 112 nu-i voie să suni pentru nimicuri și doar pentru urgențe medicale mari și incendii și... Deși să zic că nu au folosit niciodată până acum acest număr, un nimicuț a dat însă de gol. Observ pe telefoanele de pe perete și scrie 112, zice că e apel netaxabil. Deci ai sunat? Am vrut să fac cum e, dar am închis repede. După vizita la dispeceratul 112, copiii știu deja ce se vor face când vor fi mari. Eu aș vrea să fiu ofițer aici, adică șef. Și am învățat că dacă sunăm de aiurea la 112, poate muri o persoană din cauza că am sunat noi și putem primi o amendă foarte mare. Cei care sună la 112 fără să aibă o urgență riscă o amendă cuprinsă între 500 și 1000 de lei. Doar în 2010, 60% dintre cele aproape 700.000 de apeluri înregistrate la 112 au fost false. Casa de brokeraj X-Trade Brokers organizează în aceste zile la Cluj-Napoca mai multe seminarii și prezentări menite să îi familiarizeze pe oamenii de afaceri clujeni cu noțiunile de bază ale investițiilor financiare. Participarea este gratuită, iar noțiunile prezentate ar putea să-i păzească pe investitori de riscurile ascunse ale acestor piețe. Este un program de educare la nivel național organizat de X-Trade Brokers, de o companie de brokeraj. Scopul nostru este să aducem piețele financiare cât mai aproape de români. Sunt niște seminarii foarte eficiente, sunt niște seminarii gratuite în primul rând, seminarii pentru care în alte țări se plătesc bani serioși. Nu este un eveniment de vânzare, nu încercăm să vindem nimic, participanții la seminarii nu sunt condiționați de niciun fel. Singurul nostru scop este să creștem nivelul de educare în domeniul investițiilor financiare în România. Iată datele despre starea vremii. La noapte temperatura se va situa în jurul valorii de 1 grad, cerul se va acoperi de nori și este foarte posibil să plouă. Nu sunt vești bune nici pentru mâine, când vremea rămâne instabilă, vom avea parte de intensificări ale vântului și doar 2 grade Celsius în termometre. Duminică își va face apariția și soarele, dar maxima se va situa cu 1 grad sub limita de îngheț. Jurnalul se oprește aici, sunt Ionel Lespuc, priviți realitatea în ochi, la revedere! Bună seara, sunt Raul Chiș, urmăriți Clujul în realitate. Consiliul Județean alocă pentru investiții 55% din bugetul pe 2011, care se ridică la 143 de milioane de euro. Prioritățile administrației sunt stadionul și aeroportul, dar și sănătatea. Despre acest subiect, dar și despre anul politic 2011, discutăm chiar cu președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Avem un buget mai mare sau mai mic decât anul trecut, domnule Tișe? E un buget puțin mai mare decât anul 2010 și asta din două motive. În primul rând, Consiliul Județean a primit o sumă suplimentară de la bugetul central pentru spitale. În anul 2010 am preluat 5 spitale de la Ministerul Sănătății și ca atare am și primit o resursă financiară suplimentară.
Și totodată creșterea economică anului trecut, vorbesc de investițiile din județ, au fost și ele puțin mai mari față de anul 2009, motiv pentru care și din acest punct de vedere bugetul nostru a crescut. Însă, totuși vorbim de o previziune, pentru că încă n-ați încasat acești bani. Deci, bugetul în vom sine, vedea dacă va crește conform așteptărilor dumneavoastră. Bugetul în sine este o estimare. Practic pornim de la un calcul estimativ al veniturilor și funcție de asta gândim tot așa bugetul pentru cheltuieli care evident se raportează la ceea ce estimăm la nivelul veniturilor. Și nu în ultimul rând, din o altă sumă care apare în buget ca o sumă suplimentară sunt banii primiți de la guvern pentru obiectiv punctual stadion în anul trecut, 14 milioane în decembrie, practic se regăsește o parte în acest buget puțin mărit. Da, 22 de milioane de euro, sumă alocată pentru finalizarea lucrărilor la stadion, sau în lei vorbim de 96 de milioane de lei. Vorbiți de alocările din acest an? Da. Da. Noi am prins în bugetul anului acesta toată suma necesară pentru a finaliza lucrările la stadion, așa încât suporterii, cei care iubesc sportul, suporterii echipelor de fotbal, cei care doresc să facă sport și nu numai, pot să stea liniștiți, pentru că în anul acesta avem asigurată toată resursa financiară, așa încât în luna iulie, respectiv septembrie, să putem finaliza și inaugura această arenă. Practic toată suma este regăsită în bugetul nostru. 10 milioane de euro aproximativ pentru aeroport. Da, aeroportul a primit de asemenea o sumă consistentă, pentru că avem acolo două categorii de investiții. O categorie de investiții care trebuie continuate și care vizează terminalele existente și plățile pentru aceste terminale, pentru că noi am realizat acele construcții pentru pasageri, însă ele trebuie plătite în timp de 7 ani. Ei bine, în acest an avem rate de aproximativ 5 milioane de euro pentru aceste terminale, dar în egală măsură am prins în bugetul județului o sumă necesară pentru a începe o altă investiție, și anume construirea unei noi piste, procedură care deja este în licitație. Undeva la începutul lunii martie vom avea deschiderea de oferte. Deja am anunțat acest lucru pe site-ul electronic de achiziții și sper eu ca undeva la începutul lunii martie, când vom deschide ofertele, să avem și ofertanți. Deci, cu alte cuvinte, avem prinsă suma atât pentru o investiție nouă, cât și pentru continuarea plăților pentru investiția veche. Mai mult, în aproximativ o lună, vom inaugura și parcarea supraterană din aeroport, care este aproape finalizată. Câte locuri? Care va avea 540 de locuri. Și de asemenea va începe în această primăvară lucrările la viitorul parking din interiorul aeroportului, care avea 1500 de locuri. Colegii mei de la Ziua de Cluj au făcut un mic sondaj de opinie. Dacă sunteți curioși, puteți să-l accesați, doamnelor, domnilor, pe ziuadecluj.ro. Spre ce destinații ar trebui să fie introduse zboruri directe de la Cluj? În topul preferințelor, Amsterdamul cu 32%, Bruxelles cu 9%, Praga cu 16%, Istanbul 6%. Ce posibilități sau ce speranțe sunt că aceste doleanțe ale clujenilor, iată, un procent important dintre ei, vor să zboare de la Cluj direct la Amsterdam? Este posibil, odată ce vom avea o pistă nouă, sunt convins că multe companii noi care doresc să opereze pentru transportul aerian vor veni la Cluj. Pentru că, pe de o parte, investițiile făcute până acum au dus, iată, la o creștere a numărului de pasageri la peste 1 milion. Am închis anul 2010 cu aproximativ 1.080.000 de pasageri. Dar, pe de altă parte, faptul că nu avem o pistă de 3.500 de metri care să poată să fie folosită și de aeronave mari, este practic în momentul de față un minus al aeroportului. De aceea, începerea pistei noi va putea... Deci este condiționată introducerea cursii către Amsterdam de această pistă de 3.500 de metri? Nu, va ajuta. Se poate zbura și de pe actuala pistă, însă companiile aeriene vor fi atrase de un aeroport care are o pistă nouă, performantă, pentru că... Bine, atunci se va pune problema și introducerea unor zboruri intercontinentale. Așa este. Acum sunt probleme pentru că anumite companii, piloții anumitor companii, din cauza că pista este scurtă și uneori chiar denivelată, au comentarii la adresa pistei din Cluj, și atunci, sigur, acest lucru influențează practic și politica unor companii de a zbura și ateriza de la Cluj. Ei bine, dacă vom avea și acest lucru, așa cum spuneați dumneavoastră, în primul rând vom putea atrage companii noi care să zboare pe rute mici, da, în Europa. Amsterdam este o rută scurtă, dar cu o pistă nouă, cu o infrastructură sănătoasă,
va permite să avem de la Cluj zboruri transcontinentale. Vom putea avea zboruri de la Cluj la New York, de la Cluj la Tokyo, de ce nu, sau de la Cluj înspre Africa, unde doriți dumneavoastră, dar asta presupune într-adevăr o pistă de minim 3500 de metri, care eu sper, pe care sper să o avem în cel mai scurt timp. Bun, totuși ce curse vor fi introduse anul acesta? Știu de una către Cipru, în iunie parcă, nu? Bun, Cipru, o destinație turistică extrem de interesantă, mai ales că acolo este cald o mare parte din an. Știu că în noiembrie erau 20 ceva de grade. Aeroportul are ca strategie permanentă în negocierea cu diferite companii. De cele mai multe ori noi nu facem public aceste negocieri pentru că există o concurență între companiile care operează. Însă, într-adevăr, se discută cu companii care vor să ia noi rute în Italia, în Spania și, de asemenea, trebuie să știți că se negociază și pentru Amsterdam. Am văzut că este preferințele clujenilor. Deci se negociază pentru Amsterdam. Exact. Există discuții în permanență. Plus, încercăm să avem noi trasee și înspre est, nu neapărat numai spre vest. Da. Există din ce în ce mai mari cereri pentru traseele care vizează partea de est a continentului. Unde? În ce orașe? În ce țări? Păi, discutăm de Ucraina, discutăm de Rusia și așa mai departe. Sunt interese diverse pentru astfel de zboruri. Asta relevă și o creștere a interesului față de afacerile cu Rusia, că mă gândesc că nu vin din partea turiștilor neapărat. Da, să știți că eu sunt de părere și am insistat tot timpul că putem avea raporturi comerciale cu orice țară care îți aduce un plus valoare în afacerea ta. Nu cred că trebuie să ne concentrăm exclusiv pe vest, ci cred că trebuie să abordăm și alte piețe. Și exemplu cu fabrica Clujana, care este proprietatea Consiliului Județean, este locvent. Avem discuții avansate cu societăți comerciale care doresc să intermedieze vânzarea de încălțăminte de la Clujana înspre piața din Rusia. Și asta pentru că ne-am concentrat, să spunem, și înspre această direcție. Avem contracte, sigur, nu suficiente, pentru că nu se poate încălța toată Europa numai din încălțămintele Clujana. Nu, da, este o piață concurențială. În județul Cluj mai există obiective importante economice, de exemplu la Câmpia Turzii, nu? Evident. Vorbeam cu un investitor important de mobilă care realizează mobilier din lemn masiv și îmi spunea că pentru ei Rusia este principala piață de desfacere. Și pentru industria sârmei din Câmpia Turzii. Să nu uităm că Rusia este o țară cu o populație de aproximativ 80 de milioane de locuitori, care poate pentru noi să fie o piață extraordinară pentru diferitele produse. Când vom ști, domnule Tișe, odată pentru Amsterdam, dacă vom avea o cursă, cam în cât timp estimați că vom avea un răspuns, când se vor finaliza negocierile și mai ales pentru partea de est? Ucraina, Rusia. Este greu de spus. Important este noi să oferim prețuri bune pentru gararea aeronavelor și pentru companiile respective care operează de la noi. Și de ce nu, dacă există interes din partea pasagerilor să zboare, evident că aceste companii se vor orienta către noi. Până la urmă, interesul manifestat de clujeni și nu numai, de cei care doresc să folosească aeroportul, va da de la sine inclusiv apariția unor astfel de companii. Pentru că o companie, dacă are pasageri, evident va zbura de aici. Vedeți, avem exemplu, să spunem, Mureșului sau altor aeroporturi care, din păcate, degeaba se dezvoltă foarte mult și încearcă să investească foarte mult, neavând pasagerii, au o problemă cu aceste companii. Cum stăm cu parteneriatul cu Târgu Mureș? Ce iese din povestea asta? Eu cred că o politică regională pentru a dezvolta cele două aeroporturi este esențială. Și îmi mențin propunerea făcută. Dar ce mai făcut? Sau cum practic s-au constituit cele două comisii și Mureșul trebuie să demareze licitația pentru a desemna un consultant care să ne spună, este avantajos pentru ambele județe să facem această, să spunem, comasare sau fuziune între cele două aeroporturi? Până când așteptați un răspuns? Este o chestiune deschisă, pentru că noi am prins bani în buget, Mureșul de asemenea. Și eu sper să se întâmple asta. Deocamdată fiecare alergăm pe propria lui pistă, iar eu am spus că am putea să alergăm împreună și dacă alergăm împreună putem să ajungem mai repede la ținta noastră, atât noi cât și Mureșul. Pentru că aici nu se pune problema de a face concurență unul altuia, pentru că deja Clujul este la un nivel de dezvoltare net superior Mureșului, atât din punct de vedere al investițiilor în terminale, în infrastructură, iar cu această nouă pistă de departe vom fi mult peste aeroportul din Mureș. Eu cred că împreună putem să alergăm, să spunem, umăr la umăr, să dezvoltăm atât județul Cluj, dar îndeoseb și județul Mureș, și asta pentru că vom face o investiție și o realizare a investițiilor în mod echilibrat între cele două județe. Acum cheltuim foarte mulți bani atât noi cât și Mureșul,
Ei bine, aceste lucruri s-ar putea face funcție de numărul de pasageri după politică unitară de prețuri. Vă temeți de USL, noua alianță constituită din PSD și PNL plus PC? Orice competiție... Au declarat război, spuneau că nici nu stau de povești cu dumneavoastră, că veți fi simplu de învins. Într-o competiție politică, practic orice actor este important. Niciodată nu este bine să îți subestimezi competitorul, fie că vorbim de politică, fie că vorbim de sport sau orice alt domeniu. Cred că fiecare vom face cât ne pricepem de bine în munca noastră. Vom prezenta clujenilor ceea ce am făcut și ceea ce n-am făcut și până la urmă clujenii vor fi cei care decid. Cred că este nefiresc să stabilești de acum dacă ești sau nu câștigător sau este nefiresc să desconsideri adversarul oricare ar fi acela. Și istoria politică a ultimilor ani din România a demonstrat că niciodată în politică nu poți să fii atot știutor, cum niciodată în viață nu poți să fii atot știutor. De aceea este o gândire politică făcută de partidele din opoziție. Este evident că își pun speranțe în această construcție, pentru că altfel nu o făceau. Iar Remus Lăpușan, vă temeți de competiție cu domnul Remus Lăpușan dacă va candida la... Eu respect orice competitor care ar putea exista și, dincolo de competiția politică, pot să apreciez și să respect oameni. Sunt oameni în PSD pe care îi apreciez ca persoane și indiferent dacă ei vor fi sau nu competitori și vor alerga cu mine pe același culoar sau pe aceeași direcție. Vă bucurați că cred că aleagă să pe culoar, un culoar paralel domnul Nicoară, că va candida pentru funcția de primar, cel puțin asta se anticipează acum. La fel ca și în cazul domnului Lăpușan. Este o persoană care a făcut în Cluj destul de multe lucruri, a fost la momentul respectiv și probabil este și acum apreciat de clujeni. Cred că trebuie respectați cu toții. Suntem o comunitate care are nevoie de orice valoare pe care o aduce orice om politic, iar din acest punct de vedere nimeni nu este dinainte câștigător, iar din punctul meu de vedere cred că trebuie să abordăm echilibrat aceste lucruri. Domnule, ați refuzat orice funcție de conducere la nivelul PDL Cluj și am înțeles că domnul Emil Boc a propus, după alegerile interne de la PDL de aici, din județ, să candidați pe o funcție la nivelul structurii centrale a Partidului Democrat Liberal. Acceptați sau nu? Va fi în mai congresul. Da, să știți că și eu am fost la acel moment surprins de declarația premierului Emil Boc, pentru că noi nu am avut o discuție pe tema respectivă. Nu v-am mai căutat să vă propun o funcție anume? Nu, noi ne-am mai întâlnit, dar nu am discutat niciodată concret despre o astfel de poziție, iar eu nu mi-am manifestat niciodată dorința de a deține o funcție la nivel național. Pe de altă parte, am fost onorat și m-am simțit, să spunem, în aceeași echipă cu cei care conduc în momentul de față partidul la nivel național, pentru că am considerat că atâta timp cât ei mă văd într-o anumită funcție, înseamnă că apreciază și munca pe care am făcut-o sau pe care o fac. O să am o discuție cu premierul Emil Boc, o să văd exact la ce anume s-a gândit și evident, după această discuție voi putea să vă spun. Însă, evident că în acest moment nu am avut în calcul și nu am în calcul obținerea unei funcții la nivel național. Păi dacă vi se propune să fiți, nu știu, un membru, un birou sau, nu știu, ați accepta o asemenea poziție, v-ar avantaja, totuși ați fi în primul eșalon al partidului, chiar dacă aici, la Cluj, să spunem, v-ați supărat pe colegii dumneavoastră și n-ați candidat pentru nicio funcție. Nu se pune problema că m-am supărat. Pur și simplu a fost o atitudine și o abordare pe care eu am văzut-o absolut diferit. Până la urmă lucrurile s-au așezat în forma pe care majoritatea oamenilor din partid au dorit-o. Uh-huh. Iar în ceea ce mă privește, pot să fiu la fel de util unui partid, da? Indiferent dacă am sau nu o funcție de conducere. Dincolo de asta, cred că oamenii care au muncit și sunt în momentul de față în acest partid cunosc foarte bine exact ce rol avem fiecare în partid și de asemenea munca pe care am făcut-o fiecare. Suntem curioși ce rol veți avea dumneavoastră, dacă veți accepta sau nu să candidați. O altă temă importantă, ne întoarcem la buget după publicitate, vorbim de spitalele care sunt în administrarea dumneavoastră și cu care Ministerul Sănătății are tot felul de planuri. Discutăm despre după publicitate. Am revenit la Cluj. În realitate, Ministerul Sănătății a gândit într-o manieră foarte originală descentralizarea sistemului sanitar. Mai multe spitale au fost trecute în administrarea directă a autorităților publice locale, însă acum același minister, după ce a pasat în plan local aceste spitale, vine cu decizii de comasare care
pun pe jar puțin administrația publică locală, adevăratul manager al spitalelor, domnule Tișe, acest lucru se întâmplă și în cazul Clujului, pentru că două spitale de aici, și vorbim de Spitalul Clinic Leon Danielo și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, care sunt în administrarea noastră, urma să fie comasate. În plus de asta, Spitalul de la Mocioț urma să se transforme în casă pentru bătrân. Cum vă raportați la toată chestiunea asta și dacă vi se pare corect ca dumneavoastră să plătiți ca, nu știu, pentru întreținerea clădirilor și așa mai departe, sunt o serie de cheltuieli pe care le achitați și pe de altă parte să vină alții de la București și pe banii dumneavoastră să dicteze tot felul de schimbări. Bun, aș începe cu partea a doua a întrebării, cea legată de spitalul din Mociu. Da. În cazul spitalului din Mociu, într-adevăr, propunerea este de a se desfința spitalul și de a se transforma într-un cămin de bătrâni. Aici eu și o să avem și o propunere în fața plenului Consiliului Județean, dar în principal eu susțin ca acest spital de la Mociu să fie menținut în continuare ca spital și evident mi-am exprimat și mi-exprim acordul ca el să devină o secție a unui spital pe care noi îl avem în oraș, respectiv a spitalului de recuperare. Uh-huh. Am discutat cu mulți oameni din Mociu, practic acel spital deservește numai comuna Mociu. Și Cămărașul, și Palatca, uh-huh, și Suatu, și toată zona respectivă care are nevoie de acest spital și cred că nu este o decizie foarte bună și înțeleaptă. De aceea noi și eu sunt de acord ca el să devină o secție, ca atare vom propune acest lucru ministerului de a-l prelua la spitalul de recuperare și de a rămâne în continuare spital. În legătură cu cele două spitale din Cluj? În legătură cu cele două, aici lucrurile sunt mult mai complicate. De ce? Pentru că la baza acestui demers, ministerul nu a avut nicio analiză, niciun studiu care să demonstreze dacă comasând cele două spitale... În eu țin minte perfect și acum, domnule Vișe, au emis un comunicat de presă în care au arătat că au venit și au negociat cu dumneavoastră, cu prefectul, cu Direcția de Sănătate Publică, această comasare și spuneau că au acceptat dumneavoastră cei de la Ministerul Sănătății. A fost un comunicat semnat de ministrul Cechi Atila. Păi, dumneavoastră spuneți că au discutat cu Direcția de Sănătate Publică și... Și cu dumneavoastră am înțeles că au discutat. Nu, în ceea ce vreau să cele două spitale, nu. Nu am discutat, însă esența este alta. Esența este dacă prin această comasare de spitale, practic noi reușim să eficientizăm actul medical și aici mă refer la clujeni. În analiză nu am în vedere numărul de posturi de conducere, numărul de contabil, de director și așa mai departe. Asta este un plan secund. Pentru mine este important dacă prin aceste măsuri clujanul beneficiază de un serviciu mai bun și dacă se poate face o economie din punct de vedere al resurselor financiare. Și se poate face. Ei bine, nu știm asta. Pentru că cine face analiza aceasta? Ministerul care a decis ar fi trebuit în prealabil să facă această analiză. Eu nu respind... Dacă dumneavoastră sunteți administratorii spitalului, cum să facă Ministerul Sănătății? Cine pentru face că încă Ministerul Sănătății are o responsabilitate și poate decide asta guvernul prin hotărâre de guvern, pentru că spitalele în sine au în momentul de față o dublă subordonare, dacă ar fi să o explicăm. Pe de o parte, ele sunt finanțate de noi pentru partea de infrastructură, partea de dotare, dar în egală măsură, medicii și asistentele sunt plătite de la bugetul de stat prin Casa de Asigurări. Uh-huh. Cu alte cuvinte, finanțarea fiind dublă, ministerul în continuare are un rol important în a gestiona aceste spitale. Nu suntem noi singuri, că atunci ar trebui și partea medicală să o plătim noi. Uh-huh. Ori partea medicală nu se plătește de la Consiliul Județean, ci doar cealaltă parte, care ține de dotare, de investiții, proprietatea asupra imobilelor, asupra clădirilor și așa mai departe. Bun, și numărul de paturi în spital cine îl stabilește? Numărul de paturi se propune de către noi și se aprobă de minister. Uhum. În continuare a fost menținut acest drept al ministerului. Și noastră pledați pentru desfințarea unui număr de paturi? Sunt prea multe sau încă din nou nu avem acea analiză de care e necesară? Eu cred că pentru a ne da cu părerea, pentru că nu ne pricepem la toate, trebuie să existe un studiu care să ne spună asta. Când se va fi făcut și de către cine? Eu sper ca ministerul să facă asta și evident așteptăm pașii importanți. Dar atunci care... cum se pun așa cu atâta dezinvoltură cum se pune căruța în fața boilor? Că nu înțeleg. Nu știu exact deci, care de au fost ce se anunță că vor fi comasate spitalele astea? Cred că la fel s-a procedat și în restul județelor. Înainte probabil de a avea un studiu. Probabil că la nivel ministerial s-au discutat despre anumite spitale fără să existe toată documentația. Sau probabil au luat informațiile de la Direcția de Sănătate Publică cu privire la numărul de paturi, la distanța dintre ele și așa mai departe. Okay. Și au decis că pentru aceste criterii... Da, deci nu aveți nicio idee. Noi am luat o decizie astăzi în plen. Când vor face studiu. Deci nu, am votat în plen astăzi
înaintarea către ministerul unei adrese în care să ne exprimăm un punct de vedere, acela că la nivelul Consiliului Județean nu agrem ideea comasării, uh-huh, în lista unui studiu care să ne demonstreze. Ok, și așteptați studiul, utilitatea. Iar poziția noastră, bun, a fost astăzi împotriva acestei comasări. Foarte pe scurt vreau să vă întreb, pentru că e o temă importantă. Un coleg de partid al dumneavoastră, domnul deputat Petru Călian, a propus ca în anumite cazuri casele să poată fi construite și fără autorizație de construire. Se referă la acele cazuri în care clujenii dețin o suprafață de teren de minim 400 de metri pătrați și printre condiții este aceea ca oamenii să respecte planul urbanistic general al orașului și să obțină toate avizele care sunt necesare. Este oportună sau nu o asemenea soluție în contextul în care știți foarte bine, deci și noastră fiind observator al fenomenului la Cluj, și atunci când oamenii obțin autorizații de construire, le încalcă și fac din case blocuri și din străzi de, care sunt în proiect de 10 metri lățime, străduțe de 5 metri pe unde nu mai poți să intri nici pompieri și nimeni. Eu cred că primăria în cazul acesta nu poate fi scoasă din ecuație, pentru că actul autorității publice locale nu poate fi locuit decât dacă prin lege stabilește altceva. O astfel de propunere ar trebui și ar duce la modificarea tuturor legislațiilor, tuturor legilor care vizează inclusiv cadastru, inclusiv atribuțiile primăriilor, legea administrației publice locale. În esență ar schimba practic tot ce înseamnă reglementare legală în materie de construcții. Uh-huh. Deci, de altă parte, da sau nu pentru proiect sau împotriva lui? Așa cum este legislația din România, în momentul de față nu se poate aplica o astfel de legislație. Dacă propun, un alt proiect dacă propun de lege, tuturor, nu mai avem timp, un alt proiect de lege l-a avut printre susținători tot pe Petru Călian, a semnat și Mircea Giurgiu, s-a retras ulterior semnătura, fiecare firmă să aibă un contabil, nu știu, o altă, o aberație, după părerea mea, și au spus și economiștii la fel. Mulțumesc pentru participarea la emisiunea Domnitișe. Domnilor, domnilor, mulțumesc pentru atenție, un weekend frumos, la revedere!